try later or send a text. Să n-ai încredere în semnalizări. Uite, puteam să mă bag, dar n-am avut încredere în boșorocul ăsta cu semnalizarea lui cu toți. Te treci cu el sub mine, bă. Bună dimineața, dragi oameni buni, și bună să vă fie inima, boys. În episodul de astăzi, man. Da, astăzi. Deci în episodul de astăzi, man, suntem pe tir. Cum bine știți, să prestează vloguri pe tir pe acest canal. Nal, al. Da. Fiind pe tir mai mult eu, vreau și pe voi. Yeah, I know, Paul. Yes, you, no, no, here. Oh, okay, now, getting tired. You're supposed to park it up in the bay there. Yeah. And after that, go there and spoke with. You see that shed? Shed? Yeah, that shed on the left side. They have an office there, down the beer factory office. You need to go there to check in. Maybe check in by yourself because they make a machine where you can do everything, you know? All right, my pleasure, buddy. Are you still here? Are you still here? Bă, îl întrebai, bă, man, dacă încă e aici, a? Că se plângea tot timpul de ăștia. S-a angajat toată lumea, bă. Nu, măi, ce-ai? Toată lumea s-a angajat, nu mai e lume care să stea pe mocângeală, să stea pe alea. Stea pe agenții. Eu nu mă las de agenții toată viața mea, că trebuie pe unul ăsta. Ce vorbești? Dă dură și astăzi de muncă, azi fiind vine, am 3 zile acasă. 3 zile acasă cât stau, mă joc. World of Tanks, World of Thunder, am canalul de YouTube, Adrian Cox 2.0, pe la numai jocuri. Mă joc șah, mă enervez, îmi rod unghiile, mă doare capul, mă doare mintea, după aia vin la muncă cu altă poftă, vin la muncă, măi coxuț, după 3 zile de stat acasă. Bă, ce să vă spun, că eu am impresia că ăștia nu vor să-mi dea de muncă, nu că n-ar avea ei. Dar nu vor să dea de muncă din cauza faptului că ce? Ei consideră că să-ți dea de muncă în așa fel încât să fii fericit. Eu i-am învățat cu 4 zile pe săptămână, da? Și 4 zile în down. Deci, practic, eu am lucrat când? Luni, azi de vineri lucrez iar, lucrez sâmbătă și duminică și cam aia este săptămâna la mine. Amin. Căutăm o remorcă care se numește în felul următor. Se numește 2081 chei. Trecui pe verde, mă, trecui, hai. Hai că și da, 2081 chei. Dă, Doamne, să fie aceea. Că tot aceea este, cred că asta este din bei. Uite cu ce este încărcată, butoaie peste butoaie. Bere peste bere, să mă bată mama, și că ne bagă ăștia butoiile astea de bere în cura aceea, în Anglia, la patron. 2077, nu e asta. Nici asta. Uite ce lepede, mă. Aude-o, na. Chiu, 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 chiu. Ia, ia. Vino cu aia. Uite că vin la mână, mă. Chiu, 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 că mai vin cu aia. N-am ce să vă dau cu așa ceva. Uite o lepădă și pui de lepădă. Să mă bată, mă. Mă, ce cu crucea acolo, mă? A murit careva pe cei pineuntru. Păi și de atunci să pui cruci pe cei pineuntru. Ha, ne mâncați așa. Dumnezeu să rezi, dacă te stoși cu metre. Cine știe ce? Ce? Să lucrează sub orice critică, bă. Sub orice critică, să lucrează rău de putere, rău de tot. Uitați-vă pe aceea numai cum să lucrează. Să muncește dacă ai ce. Lumea este disperată în această Anglie, boys, vă spun. Lumea este disperată, atunci se angajează, nu mai stă. Dacă mai stăteai pe agenție așa, călător, platon, călător, acum nu mai stă lumea, bă. Nu mai stă lumea, e lovită de fibrilații. Criza locurilor de muncă în Marea Britanie lovește. Bă, am văzut că nu doar eu sunt afectat într-o oarecare măsură. Păi dacă era să nu fie afectat așa. Păi, voi vă gândeați cam cum să deau treburile? 2081. Că să mi-l ogeau, bă, acum să... Să mi-l ogeau, să te duci, să bați, să tragi. Bă, 2081, nu cred că am palet așa de bere, eu n-am, nu cred. Nu, de fie e chei, mă. E chei, dacă e chei, n-ai ce să... 2081, hai. Aude-o cu alea. Hai că... Te noi și bateria la GoPro-ul ăsta numai bine.
ajunsă în punctul în care să te leg. Hai să te leg. Hai cu mine, vino cu Skoda Octavia. Măi, of, of, of. Da. Păi cântă păsărea de frumos în dimineața asta. Fiind un 5-5 și ceva, ascultați și voi, nu? Ascultați. Vreți de la ora asta, eu într-un par, numai să ascult păsările cântând, să-ți bei o cafea așa. Bine, e lume care citește. Dacă ai pasiune de ăștia cu cititul, e bine să citești dacă vrei, dacă îți place de bine, să te duci la tână, vedeți de ce. Îți place. Ascultă aici. Ascultă. Auzi. Așa cântă în engleză păsările ăștia. Ha, uite, uite ce doarme cu metru cu roa așa, bă. Te culcaș, hai! Bă, ce lumină e dimineața, man, să vă bată, dacă nu. Uitați-vă și voi că e 5:30 și e lumină ca în povești. Să scot și eu râsul meu de GPS, care tocmai ce răspunde la un comentariu că ce soft folosește GPS-ul meu, se numește Ego Primo. Eu da, asta prinde. Doar pe bază de mufă. Îi dai curent, o ia, nu îi dai curent, nu vrea. Da? Primul job ăsta este, o. Stai așa un pic. Prima locație. Așa nici nu scriseră, bă. Deci mă duc în Oldham. Oldham e prima descărcare. Am 3 descărcări pe remorca asta. Și după aia mă înșurubează ăștia cu ceva job. Nu te opri, bă. Aia, dacă nu dai tu, nu-ți faci tu bradul tău dimineața. Dacă tu nu-ți faci bradul tău dimineața, cine să-l facă, bă? Ol, am fost aici, și încă un râj, n-am fost aici, râj, n-am fost aici, deci aici ce să vă spun eu că este? Mergi până acolo, acolo unde vezi 50 km până acolo, acolo unde vezi butoaie cu bere de la distanță, strigi după el. Faci așa la ele, știi? Stai, pus codul bate, mă, să vedem. Primul drinks, prima livrare. Pe așa le au, mă, în ordine. Bă, mă duc, bă, să ne întreb la birou, bă. Că uite aici pe acte mi-o pusără prima pe asta. Și eu nu știu care cum e încărcată, bă, în remorcă, că am mai pățit eu cu ăștia așa, bă. Am mai pățit eu cu ăștia așa, să-mi bat puțin capul. Ia uite, primul drink se colea și mie îmi spune să mă duc la primul drink, care ar fi a doua. Prima. Ta. N-au scris, bă, și ei cum sunt încărcările astea în remorcă, bă. Cum sunt puse, bă? Da. O să fiu un zi ca toate cele să mă bată, mă, bă, remorca nu că e grea. Extraordinar de grea, dragi oameni buni. Am avut impresia că inclusiv are pană. Dar am zis la concluzia că până la urmă ori, parcă nu ar fi. Știi, merg cu ea un pic așa, o plimb prin curte, că poate și revine. Dar mă urc acum că mor pe cântar, să vedem ce tonaj am. Să vedem ce spune despre faptul că e pană sau nu e pană. Au ăștia aici, uite, au cumpărat remorci noi, bă. Și nu sunt cheiuri. Uite unde sunt remorcile, că aia la fabrica de hârtie întreabă despre remorci din astea mari. Ce caută, mă, remorcile astea aceia, mă? Și aia să plâmbi acolo la hârtie igienică unde sunt supraetajați paleții, că n-au remorci mari și vă ajută la la bere remorci mari. Aia, bă. Opa! Unde te duci, a? Unde te duci, băi, nebunule? Aha, aha, s-a dus în coavă. Hai. Te pup, bă, te pup. Te pup numai cu limba. Numai cu limba, în dimineața toată lumea. Ne luăm limbile în gură, eu mă spălai pe dinți voi. Mor. Mor. Eu le spate un an. Hai că ne și luăm atunci, dacă e.
Bă, dacă inclusiv Menzies mai vine pe aceea. Cu ce vine, mă? A, descarcă ei direct aici, bă. Că mă, și mirai cu ce să vine, cu cutii din aia de bere goale, știi? Și descarcă ei direct aici, mă, ce ai nebun la cap. Ha. Care noi făceam cursa sau descărcam acolo la HPH. În curte și ăia făceau livrarea. Așa chemară direct numai ca să nu depoziteze, ca să nu... Ca să vină direct, aveau nevoie de sortiment. Bun. Bă, au făcut treburi faine aici, cum ar veni. Trebuie să faci totul de unul singur. Adică aș carabea tăia acolo, acolo, să faci check-in-ul singur. Totul faci singur. La un moment dat, vii pe ceea așa și faci și bere de unul singur. Faci bere noaptea, ziua, o livrezi, așa o ții. Au făcut gard electric. De cum va pui mâna pe el din greșeală? Că te ia răurile. Te scut de două ori, îți vine mintea la cap. Aici e coada la cântar, după cum bine vezi, deschis și o ceaiul ăsta, revenim încolo pe la Olham să vedem unde ajungem cu berea asta. Și să petrec viața, că-i scurtă cața. Hai mă, că dacă beau 3 ouă, să mă bată mama, dacă nu știu când. Deci, dragi oameni buni, bine ați venit în Olham. La studiul ăștia, știi că livram eu astă iarnă? Astă iarnă aici, când am făcut accident cu manul ăla. De-am dat colo-colo în drumul ăla îngust. Bă, pe aici, pe Olham, eu am mai dus bere. Deci, practic, vreau să vă anunț că avem 24 de tone și ceva, aproape 25 de tone de bere pe remorca asta. Mă lămuri cu metru în ceea ce reprezintă actele. Trebuia să mă uit pe timp. Deci, pe timp trebuia să mă uit eu în așa fel încât să-mi dau seama la ce timp trebuie făcută livrarea. Și în 3 se transformară în 2, că 2 sunt în același loc. Bam! Bă, din ce mi-arată GPS-ul, eu aici n-am fost să fac o livrare. Interzis nu e. 800 de metri și ești acolo, zice că. Cum se numește, mă? Au, ce e aici, s-a luat, mă. Ah, n-ai cum să nu iei bordura, ce ai? Ești nebun la cap. Acum pică după bordura, auzi cum făcu, când pică după bordura, să mă bată, mă. A, nu intre bine pe aici. A, nu pe aici trebuia să intru, să mă bată mama dacă nu. Nu văzui GPS-ul, bă, și am și ochelari în ochi. Mă bată mama, trei perechi întrebe. Două perechi de ochelari, amin, amin. O, ce fain e Volvo ăla, o, ce pictură are. Ce pictură are pe spate. Bine, o fel stradă cu sens unic. Așa că, na. Ce pictură are pe spate, Avengers. Da, Avengers Volvo. Avengers Volvo. Da, ce să faci, mă, hai. Bine ați venit în lumea mea, mai greșești și tu una alta de făcut pe cea. Te mai și greșești că nu poți face toate drepte. Și curate, și frumoase, și alea. E bine că se putea întâmpla și mai rău. Să poate să intri și pe interzis. Nu ar fi mare lucru. Se poate merge pe tot drumul după cum bine se observă. După posibilități, după posibilități. Aici mai fost eu pe aici pe interior unde mi-a arătat interzis. Bă, eu la firma asta sigur am mai fost. Hai. Hai, hai ușor. Un metri, dimineața ce se face? Prima zi, bă, prima zi de muncă. E cea mai nasoală ever. Din ce cauză? Bă, prima zi de muncă nu poți să dormi noaptea. Deci după prima zi de muncă intri în transa aia. De aia rutina este mama tuturor obiceiurilor bune. Pentru că să n-ai încredere în semnalizări. Uite, puteam să mă bag, dar n-a avut încredere în boșorocul ăsta cu semnalizarea lui cu toți. Te treci cu el sub mine, bă. Din ce cauză? Uite, pusă, bă, dimineața ce-ai. Să n-ai încredere în semnalizări în viața asta niciodată veci. Să n-ai încredere, amin, amin. Eu de aceea nu mă ies. Bată mama cine nu mă ieși. Stânga, dreapta, dreapta, stânga, verificaj. De toată viața n-ai încredere în semnalizări. De ce? Uite ăștia puși. Uite pusă, bă, și dacă n-ai camera pe cap ca mine. Să spui că, bă, aveai semnalizarea aprinsă. N-ai cum să justifici în caz de ceva. Că e semnalizarea pusă. Înțelegi? Sau eventual se poate verifica, dar trebuie să ceri constatarea mașinii să vadă din soft.
că softul ar trebui să spună tot. Și faptul că ai pus semnalizarea sau nu. Atenție, arăță. Vă spun la ta, arăță. Da, uite, ăștia arăță pe cea. Bă, eu cred că am fost la firma asta, în ce mi-aduc eu aminte. Și mi-au refuzat descărcarea atunci, pe motiv că, virgulă, încărcătura pe care o aveam eu venise și într-o altă zi. Adică era aceeași comandă de care a fost livrată ieri, cum ar veni, și a adus-o și azi. Știi? Au făcut ei o greșeală. Aia la fabrica de bere, că noi practic suntem doar... Ia uite la doarme. Doamne, mâncați-a șterpe, bă. E, bă, e, bă, să dormi în drumul către muncă, o mașină, ta, adică, bă. Asta că ai avut o noapte grea, să înțeleg. Stai acolo. Stai acolo, că vezi, de multe ori de să te încarci pe amândouă benzile, bă. Hai, bă, că e bine, du-te. Du-te că mă duc în stânga, bată-te, ploaia să te usuce vântul. Eu-s mulțumit, dar nu toată lumea știe, bă, limbajul ăsta al semnelor. Știi? Toată lumea știe limbajul ăsta al semnelor. Multă lume se sparie când vede că pui așa și semnalizare dreapta și stânga. Înțelegi? Bă, și aici să fac stânga și stânga iar parcă și în gangul acolo trebuie să trec prin vreo... Trebuie să trec de o barieră, mi se pare, din ce mi-aduc eu aminte. După ce trec de bariera aia, bă, sper să fie acolo. Postcodul nu mi-l de obicei, bă, și de-aia îmi place GPS-ul ăsta. Din cauza faptului că am fost în foarte multe locații și de data ce mi-a postcodul, deja gata, viața mea devine ușoară. Pentru că știu că am fost acolo și dacă am fost acolo, mi se leagă peisajul la urma urmei. Când ajung aproape acolo, zic, bă, în zona asta mi se leagă așa, că nu e șofer de tir, având în vedere că muncim foarte mult și conducem prin multe locații, mi se dezvoltă pe multe drumuri, mi se dezvoltă memoria asta vizuală, gen, știi? Și memoria asta vizuală te ajută, te ajutându-s. Acolo, mă, faci stânga acolo și treci printr-o firmă încolo, cred că sigur. Sigur acolo, uite, calul Bator, să se numește. Boal Horses. Asta e cârciumă. Mă, stau și mă întreb, a ta lume în cârciumă asta, mă? Ești cu restaurant, probabil, mă. La ora asta dimineața, la 5? Bine, e 6 deja. 7? Care 7? Bă, zburarea 2 ore, mă, ce ai? Ce repede ce timpul, mă. Bă, asta este o chestie bună în meseria asta, că îți trece timpul repede, mă. De multe ori se întâmplă să ajungi la 15 ore și nu-ți dai seama că parcă ai mai muncit. Înțelegi? Probabil și din cauza că îți place. Că de exemplu, cu metru azi dimineață când să-l întreb eu de acte, el pleca să fumeze și spune nevoie să claxoneze după el, știi? E urât să claxoneze ceva după tine așa ca după vagabante, știi? Dar s-a întoars înapoi că eu ce trebuia să fac? Dacă steam după el să fumeze, trebuia să blochez practic zi, cântarul. Și veni el înapoi așa, zic, bă, dar pe actul ăsta nu scrieți voi nimica. Care încărcare e prima, care... Că să face o greșeală și mă trească, mă duc la a doua, să mă duc la prima. Și după aia aveți și pretenții ca să dau randament, cum s-ar spune. Da, aici am fost. Am fost aici, da. Aveți și pretenții să dau randament, nu că nu te sună, de fapt nu te sună, n-au ăștia treabă cu tine, n-au ăștia treaba ta. Ăștia-i doar la basca pe bucă în fata vaca. O singura chestie să nu le faci, să nu le lovești. Și dacă îl lovești, rezolvă cu agenția, nu cu tine. Și agenția rezolvă cu tine. Și aici treci printr-o companie sau într-o altă companie, bine, acum știu. Ia de la microfonul ăsta. Am aici, o. 1 Sunt la ei, băi, firmele, uite, vezi? Uite, Peter Cox. Peter Cox firma, bă.
E nebun la cap. Ce spun ăștia aici? Hai, mă! Ce boală are, mă? Uite, bă, și tu, bă. Sună aștia la Peter Cox. Hai cu 2. 2. Please wait while your call is Ai, mă, uite. Păi, mor cu ei, bă. Ai 3. MDS Live. Sună un film, n-am ce să facem. La ce oră trebuie să fiu aici? Morning! Can you open the door, please? Yeah. Thank you! Uite, uite, biciclista. Ușor, mița biciclista, să nu intri în coa. Fata mea, ca să nu te iau după mine, târâși. Bă, ce mă salvă mița biciclista, să nu bată mama. Mița biciclista m-a salvat, amin, amin. Că n-am aceea, vai de mama mea. Ia uite, ești Peter Cox în colea. Nu deschiseră ăștia, bă, ce-ai nebun la cap, pe aia dimineață, mă? Pe aia dimineața și am trezit de noapte ca să-mi dea cu muncă mine. Acum mă trimit înapoi și mă trimit să schimb remorci, să mut remorci. Bă, să am grijă la mița biciclista să cumva să intre între mine și bordură, cumva. Să facă vreo șustă, vreo perșustă, cum s-ar spune și cum s-ar veni. Și cum s-ar introduce într-un fel sau altul. Și aici faci dreapta în cap, știu, bă, că am fost aici, am fost, da. Da. Te bagi în coace, coxor! Te bagi tu! Ial? Ial tu? Ial încă trencoa? Intră tu pe aici și a? Bă, nu cred că e nimeni pe aceea, boys. Cred că o să iau o leacă de o oră pauză pe cișa, stând. Sper așa să nu pună butoane goale, că eu mai am un client de rezolvat.
Da, bă, e închis aici. Aaa, păi din cauza aia, bă. E închis, și-a deschis la 8. Și-a deschis la 8 din cauza aia, bă. Să vezi chitre ce fac cu metri la 8. Te doare mintea, bă, cu ei. Dar e o mașină aceea. Asta pentru ce? Pentru livraj de butoaie. Cred că s-ar putea să da. Ușor, ușor, ușor că zgărăi. Hop, hop, hop. Bă, că chiar că zgărăi, bă. Chiar că zgărăi, bă. Ușor că zgărăi, că zgărăi, dar chiar că zgărăi, nu așa. Nu mai știu dau cu spatele, mă. La ora asta de dimi. Mai pe mijloc. Trebuie mai pe mijloc. Să ridică de bot, mă, când pleacă de pe loc. Să ridică de bot, ce ai, ești nebun la cap. Deci, boys, în cazul care v-a plăcut această livrare de bere, aici am ajuns și aici o să o executăm, mă, descarcando. Cam atât vreau să vă arăt pentru dimineața asta, ne auzim mai după aia, dacă e. Vă pup, mă, și vă doresc o zi minunat!